Mergem mai departe și ajungem la simpaticul nostru invitat din juriul de la Plăcinta de Aur. Atunci ne-a spus că are o iubită cu care se înțeapă foarte des, așa că acum aflăm cum stau lucrurile și îl invităm aici pe Mircea Nicolescu și pe iubita lui Alexandra Dumitriu, care nu vin oamenii ăștia cu mâna goală. O să vedeți, ne-au adus ceva, Ciucă, ești pregătit? Da. Nu e tarta aia cu ficăței, altceva. Stai să vezi, ia priviți. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Opa, 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 opa. Nu mai e boieria de data trecută. Nu mai e, să luăm un loc aici. Nu era prietena mea de data trecută? Nu. Am înțeles. Perfect. Toată lumea aștepta, bă, m-a venit Mircea Nicolescu, știi, omul cu plăcinta, cu ficăței, tarta cu ficăței. Astăzi ne-a dus tartă cu pisici. Tartă cu pisici, e adevărat. Dar ți-am zis și înainte, există dezavantaje în a mânca așa ceva. Alex te omoară. Da. Ăștia te zgârie și îți rămâne și păr pe gât, știi? Poți să-ți iau și unul în brațe sau sunt foarte... Iau o pasta că e un pic mai liniștită, nu mult. Oh, ce frumoși sunt! Câți aveți acum? Avem 5 rezidenți, ca să zic așa. Ce înseamnă rezidenți? Adică pisicile noastre regular. Da. Și 10 pui. Și 10 pui. E faină voi acasă. Mai puțin când trebuie să schimbi litierele. Când ești musafir, e foarte fain. Când ești musafir. În rest, da, e un pic mai complicat. Dar Alexandra aduce toată povestea asta, tot greu ăsta. Hai să le spunem că pisicile astea sunt din rasa... British Longhair. British Longhair. Uite, mamă, ce frumos sunt așa. Iar Alexandra, de unde pasiunea asta? Vorbim mai încet pentru că nu vrem să ieși speriem. Mi-au plăcut întotdeauna pisicile. Am avut 18 ani o pisică, după care mi-am dorit să iau o altă pisică cu părul lung. Aveam prieteni crescători, am dat de British Longhair și pe urmă am zis, hai să vedem dacă ne place să continuăm și să facem și noi o felisă. A vrut o pisică cu păr lung ca antiteză. Și de la una am ajuns la mai multe. La mai multe. Da. Când l-ai cunoscut pe Mircea, aveai pisici? Aveam pisica care nu mai este acum. Și pe urmă am început să luăm pisici British. Deci, practic, a fost o chimie între voi și a zis, bă, avem pasiunea asta, cum să nu, haide să mergem cu ea mai departe, este? Exact. Bravo, Mircea. Deci ești un băiat de casă. Da, îmi plac animalele. Practic, când trebuie să faci curat după pisici, tu ești cel care faci treaba asta, nu? Nu, eu sunt cel care cară nisipul, da? Cel care face injecții, da? Pentru că, din păcate, la pui... Destul de des trebuie să îi pui pe picioare până ajung la o anumită vârstă. Așa, știi tu, suplimente, da, etc. Alex se ocupă de aspirator. Litiere, mâncare. Da, lasă păr, lasă păr? Ca orice pisică. Singurele pisici care nu lasă păr sunt cele de porțelan. Nu, și mai sunt... Și Sfinxul. Sfinxul are și el o chestie extrem de mică, nu se vede într-adevăr. Le gătește ceva special? Nu putem să spunem marca pe care o folosim, bănuiesc, așa că le gătim fix din pliculețele, din granule. Boabele, exact. Tu, șeful, știi cum e, tarterul cu ficăței, omul care se pricepe atât de bine, poate ai inventat și o tartă pentru pisici. Încerc să nu amestec cele două. Eventual cu somon. Marea problemă este că mă duc la muncă, da? Și hainele pentru muncă le spăl acasă, în mașina de spălat. După care urmează rulou cu lipici ca să scoatem părul, să nu duc părul de acasă la muncă. Deci nu e ușor de întreținut, nu? Este mai... Nu este la fel de ușor ca o pisică cu părul scurt. Mm-hmm. Adică noi întotdeauna spunem celor care iau pui de la noi că au nevoie de o îngrijire suplimentară. Adică măcar să fie pieptănate o dată de două ori pe săptămână măcar. Și ca să răspund întrebării tale dacă e ușor sau greu, depinde dacă îți place. Dacă îți place, nu e greu. Corect. Și dacă vreau să te întreb, Alexandra, ce au special pisicile acestea, British Longhair, rasa asta? Uite-te la moaca lor întâi, da? Sunt superbe. Uite, mă uitam la televizor cum se văd, sunt superbe. Se spune despre British că e ca un cățel. Se ține mereu după tine. Ceea ce este foarte adevărat. Bine, se țin după mine, după el mai puțin. E foarte adevărat și foarte obositor. Sunt foarte prietenoase, sunt docile. Le place compania copiilor. Când sunt pui, sunt mai nebunatici ca orice pui. Lor și lui Michael Jackson. Este o rasă foarte plăcută pentru familie. Da,
Mă uit la ei, sunt fascinați, efectiv. Zici că sunt de timbre, știi? Aveai poze de timbre, să trimiți... Oamenii cunosc foarte bine British Shorthair-ul. Mm-hmm. British Shorthair-ul Blue, care este de fapt un gri albăstrui, noi spunem Blue. Și care apare în toate reclamele. Exact, pisici. Exact. Și British Longhair-ul la noi în țară, noi am avut prima felisă de longhair și ne-am dezvoltat pe partea asta și ușor, ușor începem să facem cunoscută rasa. Da, acolo e mama lor, nu? Aici este un băiat adus din Rusia, care are 9 luni. Am înțeles, am crezut că e mama... Nu, că seamănă la culoare, exact, da. Sunt lila. 9 luni și mai crește? Da, mai crește. Ei se mai dezvoltă și undeva în cum perioada... Cum îl cheamă, Igor? Odin. Dar noi îi spunem Igor. Igor sau Kalashnikov, Rasputin, ce-ți vine la gură? Da, trebuia să dau un nume cu litera O. Și atunci Igor n-a prea putut. Dar știu că pisicile astea British Longhair sunt foarte folosite și în terapii? Pisicile sunt folosite în terapii, nu știu să spun despre British. În mod special. În mod special. Mm-hmm. Mai știu o rasă care este folosită pentru terapie, dar de British... Acum depinde și de temperament, ca la orice rasă. Pentru că chiar dacă sunt prietenoase, sunt docile, diferă de la caz la caz. Adică și ei, fiind din același cuib, toți sunt foarte diferiți ca fire. Și acum pe restul cu cine ai lăsat acasă? Singur. Cu aerul condiționat. Cu aerul condiționat, cu mamele aferente. Și voi când plecați în vacanță, cum faceți? O jonglăm de așa natură încât să nu avem cuiburi. Și de multe ori programăm cuiburile în măsura în care ne permit cuiburile și pisicile. Cuiburile te referi atunci când... Când avem pui. Când aveți pui. Nu. Cuib se numește numărul de pui pe care îl face o femelă. Da. Am văzut imaginele alea din spate, sunt de adeptul. Dacă populație. Sunt suficient de mari, ne mai permitem să plecăm 2-3 zile și atunci vine cineva, adică dacă sunt deja, mănâncă singur, nu mai depind atât de mult de mamă. Dar viața voastră oarecum este coordonată de aceste. Se învârte în jurul, cel puțin a mea, în jurul pisicilor, el are și tartele. Mișto, Mircea. Se poate și mai rău, e adevărat. Vrei tu să te duci un weekend romantic undeva sau o săptămână? Îți spune Alexandra să nu uităm că avem încă 10 pisici. Bine, știi cum a fost? Luăm și noi o pisică? Da, luăm. Mai luăm una? Da. Mai luăm una? Mai oprim una? Și uite așa... Alexandra e foarte convingătoare. Este. Acum, de exemplu, purtăm discuții pentru păstrarea încă uneia dintre fetele din grupa mică. Și am decis deja că mică, vom păstra. Da. Am decis că vom păstra încă o femelă. Dar vrem să facem o construcție anexă ca să putem totuși să ne extindem, pentru că nu e o problemă să ții 6 femele sau 6 pisici în casă, dar în momentul în care au pui sau în momentul în care stă în călduri, trebuie să le separi. Și atunci e o aventură. Atunci e haosul cel mare. Da. Noi avem reguli foarte clare. De genul ăsta? Este mai scumpă decât anumite site-uri dubioase pe care găsești pisici așa zis British. Noi suntem crescători autorizați, pisicile au pedigree, avem teste genetice, adică nu doar împerechem niște pisici și facem niște pui. Puii pleacă după vârsta de 3 luni, aproape de 4 luni de la noi, sunt dați cu vaccin, pașaport, absolut și tot. Și trebuie să recunosc, cred că am mai zis odată, noi avem o boală foarte mare pe... cei care își vând pe site-urile de anunțuri animalele, pentru că în primul rând calitatea animalului este sub standardele rasei, dar cel mai important transformă animalul într-o fabrică. Și îți dau un exemplu. Asociația din care facem parte și toate asociațiile îți impun un anumit interval între cuiburi pentru ca mama să aibă timp să se refacă. O pisică când alăptează poate să, deci în primele 2 luni poate să intre în călduri din nou. Acei samsari, cum îi numim noi, dau drumul la împerechiere, ceea ce este profund imoral și deci o mafie și lumea pisicii. Nesănătos. Da. Și noi, la noi e foarte important în primul și în primul rând animalul. Categoric nu spun că facem asta complet dezinteresați, dar în ordinea priorităților, primul este... Plus că noi avem grijă ca standardul să fie respectat, să păstrăm cele mai reușite exemplare, ca pui, normal să fie la rândul lor foarte reușiți. Mergem în expoziții cu pisicile. Când se fac? Acum un an și...
Felicitări, COVID-ul, uite, nu. Am aflat niște lucruri despre British Long Hair. Vă mulțumesc mult de tot, Mircea Nicolescu, îl găsiți pe Facebook Mircea Nicolescu și pe Instagram. Vă poate spune și rețeta tartei cu ficăței. Nu. Vă mai poate spune și tot felul de alte rețete. Ai mai vorbit cu doamna Gina Bradea? Azi. Astăzi, ultima dată, da. Ce mai face prietena noastră? A fost în Bulgaria ca invitat a unor lanțuri de hoteluri să învețe pe bucătarii lor să gătească românește. A fost foarte obositor, deși foarte plăcut. Te plătește pentru PR-ul ăsta? Păi, nu, dar cine știe, ne cârpim de ceva până la urmă. O palmă, da. Un papuc. Nu, mi-aduc aminte că am avut aici două săptămâni senzaționale când am făcut concursul de plăcinte. Vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Noi sunt mulțumim. Superb, efectiv. Să aveți grijă de ei și parcă îți vine așa să te șomotocești toată ziua. Are grijă Alexandra de mine, se poate dispensa să aibă grijă, dar de pisici sigur are. Vă mulțumesc mult, mulțumim Alexandra. Noi ne întoarcem, oameni buni, după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.